Doamnelor și domnilor, sper că v-ați făcut o primă idee în spotul pe care tocmai l-ați vizionat despre festivalul Dorna Art, festival care va începe joi, pe data de 13 august. Dar să le dau cuvântul celor doi organizatori pentru a ne da mai multe detalii despre această primă ediție. Cătălin? Bună ziua, bun găsit! Ne bucurăm foarte mult că reușim să organizăm la Vatra Dornei pentru prima dată festivalul Dorna Art. Se dorește a fi un festival de artă și cultură urbană. Noi, ca și reprezentanții Asociației Redescoperă Vatra Dornei, ne-am aliat cu Asociația Kilometrul Zero din Cluj-Napoca și împreună am organizat acest festival. Suntem practic pe ultima sută de metri în pregătiri. În curând, toată această zonă din spatele cazinoului va fi amenajată. Dorim să aducem un alt concept de festival la Vatra Dornei. Acesta este punctul cel mai important pe care vrem să-l punctăm. Faptul că se poate organiza un festival prin care cultura se primeze în principiu și din program vor face parte proiecții de film, vom avea o proiecție de film documentar, vom avea spectacole de teatru, încercăm să facem și niște ateliere de teatru pentru participanți. Vom avea concursuri sportive care vor avea loc tot în acest perimetru și vom intra și în parc, un concurs de mountain bike și un concurs de atletism pentru copii. Așadar, targetul nostru este tânăr, dar nu numai, pentru că am inclus în program, pe lângă concerte de muzică ușoară sau muzică alternativă, și program de muzică folclorică. Și ne dorim ca dornenii să vină într-un număr cât mai mare și să ne susțină în această inițiativă, pentru că este la prima ediție, avem și noi emoții pentru că suntem curioși cum o să iasă, bineînțeles suntem ferm convinși că va ieși bine, dar trebuie să vedem exact cum se vor desfășura lucrurile. Să înțeleg că scena va fi amplasată undeva în această zonă, nu? Scena va fi amplasată chiar în perimetrul în care ne aflăm noi acum, acesta este punctul zero al festivalului, ca să zic așa, vom amenaja întreg spațiul pentru că inclusiv acel gard care se află în laterala cazinoului va fi amenajat și îl vom redecora pentru că rugina nu ne face plăcere să o vedem și nici cinste, cred eu. Și din acest motiv trebuie să avem foarte, foarte mare grijă cum amenajăm întreg spațiul. Ne vom axa inclusiv pe perimetrul parcului. Vom amenaja o zonă în care vom instala hamace. Și încurajăm lumea să vină să stea cu hamacele, să vină să stea cu pătura la festival. Sperăm să avem parte și de vreme bună și atunci întreaga atmosferă va fi una foarte relaxată și destinsă. Asta ne dorim. Săptămâna viitoare, cu ocazia unui eveniment extrem de important, este vorba despre zilele filmului istoric, va fi inaugurată și Casa de Cultură. Casa de Cultură care a fost în renovare timp de 6 luni, așa că dornenii au postit în această perioadă, n-au fost nici la teatru, nici la film. Cu această ocazie aduceți voi teatru în aer liber și proiecții de film în aer liber. Într-adevăr, pe lângă proiecțiile de film și teatru, vom avea și concertele, pentru că trebuie să ținem publicul tânăr atent asupra ceea ce se întâmplă și au nevoie și de partea de distracție, așa că programul va include și concerte de joi până duminică în fiecare seară. Vineri vor concerta cei de la Straight from the Battle, sâmbătă îi avem invitați pe cei de la Fără Zahăr, pentru ziua de duminică Teodora Iacob și Eufonia String Quartet ne vor oferi un spectacol. Sunt destul de convins că nu am mai fost în Vatra Dornei, așadar programul este unul destul de variat și încercăm să adunăm toate grupele sociale și tot felul de oameni. Practic. Nu este un festival destinat doar tinerilor? Nu este un festival destinat doar tinerilor, încurajăm pe oricine să vină să se bucure de ceea ce am pregătit noi. Practic, noi vrem să arătăm că acest întreg spațiu, această fostă grădină a cazinoului, merită ceva mai mult și poate fi exploatată și utilizată într-un mod mult, mult mai util dornenilor, pentru că este o zonă în kilometru zero aproape al orașului, care este în principiu evitată de turiști și de dorneni. Doar se trece în tranzit, atât. Este o zonă de tranzit și noi credem că merită mai mult, pentru că zona are foarte multe să ne ofere, cu atât mai mult atragem atenția și asupra stării deplorabile în care se află cazinoul și da, sperăm să accelerăm un pic, poate, prin acest eveniment și rezolvarea situațiilor.
dar este speranța noastră, este ceea ce ne dorim noi. Acum încercăm să ne axăm totuși pe acest spațiu și să le arătăm dorneilor faptul că se pot organiza lucruri la Vatra Dornei, lucruri care se axează pe cultură și să ieșim puțin din acea buclă de festival clasic sau de sărbare câmpenească. Da, foarte frumos spus și elegant spus, de sărbare câmpenească. De fapt, este vorba de clasicul festival cu mici și bere, nu, care duce nu de sărbare câmpenească, ci de bâlci. Dar, în sfârșit, voi vreți să duceți puțin la mai sus manifestările de acest gen. Cu siguranță va fi cu totul diferit față de ce am văzut noi până acum la Vatra Dornei. Cătălin ne-a luat-o puțin înainte. Carol, cu tine vreau să vorbesc tocmai despre acest aspect și anume că încercați totodată să aduceți în atenție starea deplorabilă a cazinoului Dornan. Este un moment bun pentru a face acest lucru, pentru a sensibiliza autoritățile și opinia publică dorneană și nu numai. Desigur, cum spunea și Cătălin, pe lângă activitățile propuse, o să mai avem și tururi ghidate în cazinou și pe lângă cazinou, pentru ca oamenii din Vatra Dornei și nu numai să vadă în ce stare a ajuns cazinoul, poate și datorită nepăsării noastre a tuturor, și a trecerii lui în plan secund pentru prioritățile orașului Vatra Dornei. Eu zic că este timpul să ne schimbăm puțin prioritățile și să arătăm lumii că se poate și altfel, cu alte activități, cu oameni tineri, cu copii, cu cei care doresc să fie implicați în activități de artă și cultură, să schimbăm puțin registrul, după cum bine spuneam, de festivitate câmpenească și să atragem, bineînțeles, acel semnal de alarmă despre starea cazinoului și, bineînțeles, este invitată toată care are amintiri plăcute legate de acest cazinou și chiar să ne povestească și nouă celor mai tineri ce se făcea odinioară în vechiul cazinou și ce am putea face noi actual dacă el ar fi restaurat. Da, încercați în zilele de sâmbătă și duminică, timp de o oră, să aveți acces la interiorul clădirii pentru a fi vizitate și cineva dintre cei care au lucrat în acest cazinou să le prezinte publicului, turiștilor, ce s-a întâmplat în fiecare sau ce se consuma în fiecare dintre încăperile prin care veți trece? Exact, aceasta este și ideea. Vreau să o păstrăm ca și o surpriză, dar în avanpremieră spunem acest lucru, sperând să atragem cât mai multă lume și vizitatori cu această ocazie. Da, sperăm să avem persoane care să ne povestească cât mai multe lucruri frumoase, ce se făcea odinioară în cazinou, cu siguranță nostalgia va fi la ea acasă. Da, eu am făcut banchetul, dar din păcate n-am ce să vă arăt. Restaurantul a fost demolat înainte de reabilitarea care nu a mai avut loc. Dar cu siguranță am alte amintiri din cazinou. Eu voi fi unul dintre ghizi și anume aici vedeam filme în sala de spectacole, de la biblioteca stațiunii luam cărți, împrumutam cărți. Ceva amintiri am, amintiri pe care le voi împărtăși cu voi. Sperăm că împreună cu Emilian Dranca v-ați făcut un program comun. Cele două evenimente foarte importante pentru Dorna se suprapun. Da, a fost puțin o situație nefericită. Nu ne-am dorit nici noi să ne suprapunem cu evenimentul pe care el îl propune și îl aduce la Vatra Dornei, dar din păcate așa a fost conjunctura și așa a fost situația încât ne-am trezit în imposibilitatea de a mai reuși să schimbăm datele și se vor suprapune anul acesta. Deja am discutat cu el și la anul vom avea o colaborare și îl vom organiza în așa fel încât să putem colabora și să putem aduce mai multe proiecții de film și să conlucrăm împreună, practic, pentru a avea o manifestare și mai bine organizată și mai frumoasă. Anul acesta, practic, și noi avem
tot programul ocupat, am încercat să facem în așa fel încât să nu ne încurcăm reciproc și nu s-a pus problema de așa ceva, dar cu siguranță pentru anul vom găsi soluții mult mai bune. Așa a fost să fie, s-a întâmplat să ne suprapunem, dar avem o colaborare foarte bună și cu Emilian și ne dorim să avem în continuare poate și alte proiecte pe care să le derulăm împreună, ca la nivel de asociații să putem să organizăm mai multe evenimente la Vatra Dornei, pentru că în fond asta ne-am dorit din start, să aducem cât mai multe evenimente în Vatra Dornei și să dăm posibilitatea atât dornenilor cât și turiștilor să aibă ce să facă în Vatra Dornei pe perioada verii, pentru că iarna e mai simplu, iarna mergem pe pârtie, avem ce face, dar pe timpul verii turiștii care vin și în special segmentul tânăr care vine la Vatra Dornei nu are foarte multă activitate. Poate pentru sezonul următor, încă din primăvară, vei sta cu toții la aceeași masă sau vom sta cu toții la aceeași masă și fiecare se va gândi, va veni cu o propunere pentru cele două luni de vară când stațiunea este plină, în special luna august, să vedem ce se poate face, de la Muzrit până la zilele filmului istoric sau de la festivalul Dorna Art până la festivalul de folclor sau, de ce nu, chiar și la turneele sportive, pentru că o parte, dar eu zic că doar pentru o anumită perioadă din zi, o parte dintre tineri vor participa și eu voi prezenta imediat un eveniment sportiv. La Yannis Sport va avea loc un turneu de tenis, dar un meci nu durează foarte mult, așa că după turneul de tenis, băieții vor face un duș și vor veni repede în parc și apoi vor trece puntea și vor trece podul și vor merge la Casa de Cultură. Casa de Cultură care va fi inaugurată cu ocazia acestui eveniment. Deci, după cum se vede, va fi o săptămână plină, un weekend și mai plin, cu activități diverse. Practic asta încercăm să arătăm și noi dornenilor, că putem face lucrurile altfel, mai bune, mai frumoase, să sperăm că ne va și ieși. Cu aportul lor, cu siguranță va fi un weekend câștigător pentru toată lumea. Da, și cum spunea Alin Ușeriu, președintele Tășuleasa Social, care va împlini 15 ani în acest weekend, spunea în legătură cu voluntariatul, dacă noi am primit de la țară, de la orășel, de la comunitatea în care am crescut, am primit ceva, e rândul nostru să oferim ceva în schimb. Asta face Emilian Dranca, asta faceți și voi. Nu știu, Cătălin, dacă tu te-ai stabilit în Vatra Dornei sau ai rămas tot la Cluj. Carol este un luptător aici, o voce, rezistă pe baricade, este o voce în ceea ce privește societatea civilă dorneană. Să nu renunțați la ceea ce faceți, pentru că ceea ce faceți, faceți bine. Vă mulțumim, eu încă sunt la Cluj, încă fac tot tranzitul, tot fac naveta Cluj-Vatra Dornei când se ivește câte o oportunitate de a mai organiza ceva. Cu siguranță ne dorim să facem mult mai multe lucruri și sperăm că ceea ce am făcut și până acum dornenii apreciază și consideră că e un lucru bun, nu de alta, dar în spatele a ceea ce se vede de obicei, câteva zile stă o muncă foarte, foarte multă și sunt multe săptămâni de pregătire, multe nopți nedormite, mulți prieteni la care am apelat pentru a ne ajuta și pentru a reduce costuri și așa mai departe și chiar este o muncă titanică și la urma urmei, dacă e să tragem linie, noi ieșim doar cu satisfacția că am mai realizat ceva, atât. Carol, ți aparține ție ultimul cuvânt. Noi ne vom deplasa la baza de sport Yannis Sport din cartierul Unirii pentru a face o scurtă prezentare a campionatului de tenis care va avea loc tot începând de joi. Poate le spui celor care ne urmăresc exact când este deschiderea festivalului și totodată încă două, trei repere care nu trebuie sub nicio formă ratate.
Deschiderea evenimentului va avea loc joi pe 13 august, începând cu orele amiezii. Noi încerc... 18 mai exact va fi deschiderea oficială atunci. Da. Noi vom începe din jurul amiezii cu programul, dar deschiderea oficială la scenă va fi de la ora 18. Până atunci vor fi înscrieri la diverse evenimente pe care le organizăm. După cum am mai spus, programul se derulează pe perioada 4 zile până duminică inclusiv și sperăm ca dornenii să aibă ultimul cuvânt și să ne spună feedback-ul lor după finalizarea acestui proiect al nostru. Felicitări, mult succes, un ultim gând le mai transmit și eu, nu numai dornenilor, ci tuturor celor care locuiesc în Țara Dornelor. De ce nu și Câmpul Ungenii pot veni la final de săptămână la Vatra Dornei, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri. Humorenii, cei din Suceava, cei din Botoșani, sunteți bineveniți în stațiunea noastră și dornenilor, poate... un gând nu răutăcios, și anume, oameni buni, haideți să participăm la aceste evenimente, pentru că dacă vom sta acasă și ne vom uita la televizor, în timp ce atâtea lucruri de o încărcătură culturală ca cele prezentate de noi în acest scurt reportaj se întâmplă chiar sub nasul nostru, nu o să putem spune ulterior că la Vatra Dornei nu se întâmplă nimic. La Vatra Dornei se întâmplă multe lucruri, dar e nevoie și de participarea voastră.